fă binele și aruncă-l în mare, spune o vorbă. Adică faci bine nu pentru răspunsul pe măsură la gestul tău, ci din grijă, compasiune sau iubire pentru alții. Deși faci un bine dezinteresat, nu înseamnă însă că răsplata nu poate veni. Recunoștința este cea mai frecventă, dar în alte cazuri poți să fii răsplătit pentru un bine într-un fel la care nici nu te-ai gândit. O întâmplare adevărată petrecută undeva în Scoția confirmă acest lucru. Un țăran scoțian a salvat un băiețel căzut într-o mlaștină. A doua zi, omul se pomeni la ușă cu un nobil englez. Era tatăl băiatului, care voia să-l răsplătească pe salvator. Omul se arătă încurcat. Nu-mi trebuie nicio recompensă. Dumnezeu a vrut să fiu prin preajmă atunci când copilul cerea ajutor. Nobilul văzu atunci dincolo de ușă un băiat cam de vârsta fiului său. Îi propuse țăranului să-i asigure odraslei același nivel de educație ca și băiatului lui. Omul acceptă. Tânărul scoțian a făcut studii de medicină și a ajuns marele savant Alexander Fleming, care în 1928 a descoperit penicilina. Între timp, fiul nobilului s-a îmbolnăvit de o gravă pneumonie și a scăpat cu viață în urma unui tratament cu penicilină. Deși uneori credem că binele se pierde în mare, totuși el se poate întoarce spre binefăcător când și cum numai Dumnezeu știe.